Bună ziua, albinuțelor, și bine ați venit la încă un episod din Oto Mănâncă. Haideți să vedeți ce mi-am luat aici de la Kaufland Grill. Nu mai puteam de poftă, am fost adus la cumpărături la Kaufland și mi-am luat un Thuringer, măi fraților. N-am mai mâncat Thuringer de 10 ani. Ia să vedem. E la fel de bun ca acum 10 ani. Sau l-au prostit și pe ăsta. Că prețul l-au mărit, de l-au făcut dracu 12,50 lei. Deci ăsta e meniul Thuringer. Un Thuringer, ketchup, muștar, o chiflă și atât. Și atât! Și pa și la revedere, tată! 12,50 lei. Mult! Scump! Bună ziua, bună ziua! Și mi-am luat niște chipsuri. Bine, mi-am luat mai multe chipsuri. Dar le mănânc pe ăsta. Le mănânc pe ăstea. Astea n-au nicio aromă. Mulțumesc. Are făcut rezerva de apă. Da. 25 de sticle mi-am luat. 25 de boxuri de Pepsi mi-am luat. Am prins la reducere. Din aia mănânc când am poftă de chipsuri. Bune. Haide-le naiba de chipsuri, haide să mâncăm Thuringer-ul ăsta. Că se răcește. Aici e un frig la mine. Că e aerul condiționat pornit. E pornit de 3 ore aerul condiționat. Băga-mea și piciorul. Cu mâna, tată. Bă, dar n-am șervețele. Bă, ăștia-s bolangini, nu mi-au dat șervețele. Kaufland, rușine să vă fie. Trebuia să-mi iau singur, că... Lasă-mă, că mi-ajung și 3 din astea. Mi-ajung și 3 dinți. Hai, tată, să băgăm, că... Mi s-a făcut fomica. Am fost la doamna doctor chirurg să mai îmi pună un din de aici în spațiul ăsta, un implant. Mă costă 35 de milioane. 2000 de lei implantul și 1400 de lei corona. Corona. Așa că donați puternic, avem nevoie de dinți. Ali, mulțumesc frumos! Avem nevoie de dinți să putem mânca. Mulțumesc, Ali! Bă, frate, muștarul ăsta e cu hrean? Mamă, uite cât îmi dă Ali, frate. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Ali. Ryan, sănătate. Te mulțumesc. Oh, Denis! Ce mi-a dat Denis, tată? Mulțumesc frumos, Denis.
Punem dinți, băi, fraților. Ca să putem mânca. Să facem aici clipuri. Bun, Turingor, bun. De 10 ani n-am mâncat. Dar a rămas la fel de bun. Denis, mulțumesc frumos. Denis și Ali, tată. Ia uite. Care susțin aici live-ul. Vă mulțumesc pentru susținere. Băi, e bun. Poftă bună, poftă bună. Mulțumesc, vă mulțumesc frumos. David, mersi, Ștefan. Mulțumesc frumos, Ioana, că faci liniște cu toți ăștia care vă răsc urât. Vă mulțumesc! Haideți să punem aici un vot. Că vine Gabi la mine. Vine Gabi la mine mâine. Să ne spuneți ce vreți să mâncăm. Denis! Mulțumesc frumos, Denis! Mamă, frate! Denis chiar mă susține aici. Să-mi pun dinții, să pot să mănânc. Mai mult. Pentru voi. Mulțumesc, Ștefan! Darius Mihalache, stai să vezi ce bloc îți iei acum. Mihalache, să vezi ce bloc îți iei. Ha, ha. Ce tare, Ioana. Ce pe fază a fost. Vă mulțumesc frumos pentru cadouri. De băut ce bei? Apă. Zero zahăr, zero calorii, zero probleme. Cătălin, vezi-mă că ții și tu bloc. De căldura asta mănânci, da. Poftă bună, mulțumesc. Ce mai e mult? 3400 de lei un implant? Pe bune, chiar am fost. Chiar am fost la doamna doctor. La chirurgie. Fiți atenți ce vine. Fiți atenți ce vine. Fiți atenți ce vine. Se încarcă. Slăbuț. Cam dezamăgit. Se anunța ceva mult mai puternic. Mă mulțumesc pentru cadouri. I-am zis doamna doctor. Doamna doctor, stați așa. Să mai fac câteva live-uri. Să fac și eu bani de dinți. De dinte, că unul îmi pun. Până una alta m-a trimis să fac un CT. La cap. Să vadă dacă stau bine cu capul. Să vedem cât mai costă și CT-ul ăla. Nu, mă, să vadă dacă stau bine cu osul. Că aici sus e sinusul. Mi-a căzut pachetul de medicamente pe jos. Na, că am pus mâna pe el.
Gata, cu mâna stângă nu mai atingem mâncarea. Trebuie să fiu atent pe unde bag mâinile, că după aia le duc la gură, murdare. Și mai mie este dracu un de-asta, un sifilis de-asta, sau cum se numește. Bun. Bun, dacă am scump. Un herpes, așa. Abia ce scăpai de herpes. Sunt pe drumul cel bun. Mai am puțin, uite. Mai am aici puțin. Dar nu mai mă doare, nu mai... Nu mai e umflat, nu mai mă doare, nu mai îmi supurează, nu mai e nimic. Și mai am un pic și îmi trece și asta. Foarte, foarte puțin mai am. Stai să-mi dau cu niște praf din ăsta. Nu mai întorn așa cu asta. Te fac așa. Pac. Pac. Votul, pizdi. 47. Am câștigat așa urma. Și pac. Nu mai îmi dau ca nebunul. Pardon, pardon, pardon. Pardon că n-am răgăit mai tare, mai șmecher. Ca un rege leu, adevărat. Desert ceva? Avem desert, dar nu mi-e poftă. Nu mi-e poftă de desert încă. Violeta! Ai pierdut aproape toată masa. Mai am aici niște chipsuri. După e un medicament, exact. După ce mănânc sărat, după ce mănânc carne, după ce mănânc din astea, îmi place să stau să savurez 2 kg de Pepsi rece și să bag vreo 3-4 medicamente, 5 medicamente în mine. Și după aia să mănânc dulce, mai încolo, peste o oră, așa îmi place să mănânc dulce. Violeta, mulțumesc! Dacă aș fi una cu toată din frigider, le-aș mânca. Ce? Dulciurile? Mirela, nu mai ține gimba? Da, Mirela, te pup! Sunt chipsuri de dietă. Hai că-s de dietă dacă e 491 de calorii pe 100 grame. De dietă sunt. Nutriționistul meu preferat. Te pup, Violeta. Măcar al tău să fiu. Că nu mai mă iubesc oamenii. Eu credeam că sunt nutriționistul tuturor preferat, dar văd că nu prea mai sunt. Mănânc cartofi prăjiți, bravo! Vorbiți frumos, mă, că nu vă costă nimic să fiți oameni, bravo! Și al meu ești, mulțumesc, Ryan! Ai nevastă? N-am nevastă, ca o nevastă. Caut nevastă frumoasă, deșteaptă, tatuată, bronzată, siliconată, bombată, cur de braziliancă, cam atât. Și bogată, dacă se poate. Dacă se poate și bogată, dacă nu...
Las că am eu bani. Ștefan, mulțumesc. Sebi, cel mai tare nutriționist, mulțumesc, Sebi. Emma e disponibilă. Nu cred că e. Emma nu cred că e disponibilă. Da, am și strugăreață din asta, care le place la femei. Să le prind creasta în strungăreață. Deci nutriționistul meu preferat. Ai copi? N-am copi. Mai mult mă număr la tine, când faci poftă. Copii? N-am copii. Poți să mă faci moderator, mă rog frumos. Depinde, Violeta, cât ține ai. De ce te mănânc? Chipsuri cu hummus. Ce vârstă ai? Eu? Pe la mine se știe cât ține am. Am 35. Depinde, Ali, cât ține ai. Tu cât ține ai, Mirela? Gata, bă, nu mai scrieți, mă, frate. Lăsați fetele să scrie. Ăsta este un live matrimonial. De acum încolo este live matrimonial. Mireasă pentru Otto se numește acest live. 37. Stai așa. Să vedem cât au și fetele celelalte. Zi-mă, Violeta sau cine? Da, Violeta și Ali. Spuneți câți ani aveți. Alexandra. Băi, mai terminați-vă cu moderatorie. Dar eu sunt aici așa. Eu am 19. Păi nu ne vede. Voi sunteți luate, mă. Violeta, 13. Violeta, nu-ți dau moderator. Ești prea mică. Murira, uite ce îmi scrie Denis. Bă, moderatorilor, nu vedeți că ăsta face aluzii violente, amenințări cu moartea la adresa mea? Alo, poliția, poliția! Vă dau pe mâna poliției. Eu am 17 ani, mică. Bă, ce mici sunteți! Bă, frate, aici n-au voie minorii. 25. Pe la 25 așa e bine. Pe la 25 îmi trebuie o gagică. Cu vreo 10 ani mai mică ca mine, așa. Să aibă grijă de mine la bătrânețe. Suntem copiii tăi, adevărat. Da, mă, să aduc o cană cu apă sau de ce? Eu sunt mai pervers, Alexandru. Vreau să-mi scui pe apa în gură, direct. Deci nu pui moderator pe sub ce 18 ani, nu? Nu. De fapt, nu prea mai pun moderatorii. Ali. Aș râde, dar și plânge. De ce să plângi? Vezi că ai ceva la gură. Am ceva bun la gură. Mulțumesc, Matei! Alex, ce pot face pentru un hey? Domnul Alex, de carici să ne iei pe toți de pe live.
Asta poți face pentru un hey, domnul Alex. De carici să ne iei pe toți de pe live. Auzi, mă, frate, ce poate face pentru un hey? Bă, ia uite-l pe Alex, nu-i convine. Nu-i convine lui Alex că i-am întors gluma. Nu-ți convine, dar tu dacă ziceam hei, ce mă ardeai și tu, fii al dracu, Alexe. Fii al dracu tu să fii. Nu-ți convine că te-am ars. Dar tu să mă arzi pe mine. Tu să mă arzi pe mine e bine, eu să te ard pe tine, nu? Așa, mă, Alex? Așa râcios ești? Aia cu bufnița o știi? O știu, Cristina, dar aia e pentru fete. Bufnițe și... carici în gură. Alo, domnule, ce metabolism ai? Te urmăresc și mănânc ce mănânci tu și am pus 3 kg. Păi Liliana, tu ești femeie. Eu sunt bărbat. Care e cu bufnița? Bufnițe și... în gură. Eu sunt bărbat. Tu ca femeie normal că nu poți să mănânci cât mănânc eu. Ești sexy rău. Mulțumesc, David. Dar aș vrea ca această remarcă să vină din partea unei fete. La mulți ani! El patron! La mulți ani! Bălane! De ce ești, bă, bălan și înjuri? Zi-mă, bălane! Nu mai zici, că nu mai mă auzi, la bloc. De ce ești tu bălan și înjuri? Când mai bagi o șaorma mâine? Imagine și băgăm cheese kebab. S-a votat șaorma. Mama mi-a sărit din gură. S-a votat șaorma la pol și... mâine când vine Gabi la mine, mă duc să îl cinstesc cu un cheese kebab. Îl mai cinstesc cu o ciorbiță de burtă la restaurant. Și cumpăr și 2 platouri de prăjituri de la cea mai șmecheră cofetărie din Vâlcea. Adică îi cumpăr. Nu-i cumpăr lui, cumpăr pentru amândoi. Că doar nu am mâncat dracu 2 platouri singure. Îi pun pe farfurie. 2 mini eclere. Și gata. Mai bine îl cinstești cu salata. Da, are și el. Mamă! Să beau acum 2 kg de Pepsi. O ciorbă de sub burtă. Îl duc la o bucătăreasă bună să-i dea o ciorbă de sub burtă lui Găbițu. Ciorbă de sub burtă din aia cu multă carne. Ce pot face pentru un hey? Sebi, de carici să ne iei pe toți de pe live. Aia poți face pentru un hey. Cola, chipsuri și shaorma. Dar cum slăbești, frate? Ciorbă de burtă, nu sub burtă. Nouă la băieți ne place asta de sub burtă. Dar să fie cu carne din aia mai... mai groasă așa, mai cărnoasă. Salut, Sigma! De sub burta la femei. De sub burta bucătăresei.
Omul chiar e nutriționist, bineînțeles. Nu ți-a mai arătat diploma mea? Uite, asta este diploma mea. Am obținut această diplomă la facultatea Nutella, se numește. Este o facultate foarte șmecheră în Franța. Sau în Italia, nu mai știu. Am făcut facultatea online, îți dai seama. Nu mai știu unde e facultatea asta, Nutella. În Franța sau în Italia. Tap, tap, băi! Top! Încă o masă șmecheră. Avem tricouri la fel. Da, ai văzut ce scump au fost? Laurențiu, arată burta. Bă, obraz nimic. Unde crezi că suntem aici? Pe Pornhub, unde suntem? Pe Only... Pe... Cum se numește, mă, platforma aia? OnlyFans. A? Zi, mă, obraznicătură mică. Zi-mă, Laurențiule, unde te crezi aici? Auzi? Laurențiu vrea să-i arăt burta. Vrea să-mi vadă buricul, Laurențiu. Vrea să-mi vadă gaura din buric, Laurențiu. Ce fel de nutriționist ești? Ce mai șmecher? Deci ai mințit că poți scoate suc pe ochi. N-am mințit, frate. Uite, acum ți arăt. Sunt singurul din lume care poate să scoată suc pe ochi. Acum o să vă arăt cel mai tare truc de magie. Fiți atenți. O să beau suc. O să creez presiune. Sucul o să se ducă în sus și o să sară pe ochi, pe ecran. Să fiți atenți că nu mai pot să vorbesc. Din momentul în care beau suc, nu o să mai pot să vorbesc. Fiți atenți. Mmm!